venit la cea de-a cincea etapă a campionatului național de Trauteria, ediția 2021-2022, respectiv Cupa Varivas. Suntem 52 de oameni, asta înseamnă că ne vom împărți în două grupe de câte 26 și vor urma 13 cu 13 meciuri. Asta înseamnă 26 de meciuri. Urmează primii 6 în semifinală, iar de acolo locul 1 cu locul 1 dintr-o grupă intră în finala mare, locul 2 cu locul 2 intră în finala mică. Nu mai avem timp de încă amestecare, da? Bun. Câteva chestii de regulament. Primul lucru, plescăitul la mal. Sper că nu mai utilizează aici nimeni, da? Merge. Ok? Aici o să merge. Experimental. Nu contează. Nu mai faceți chestia asta. Pescuim la bottom, pescuim frumos, tradițional. De la 3 sferturi încolo. Da. Mă rog, lateralele, ați văzut că au fost lărgit la cu puțin și avem mai mult loc. E și drept. Lateralele pe malul celălalt sunt identificate cu margine de sector. Nu pescuiți în partea stângă, respectiv în partea dreaptă. Un alt lucru foarte important. În momentul în care prindeți pește, numărați-vă peștii. Și țineți scorul cu voce tare. Dacă la final zice unul, păi a fost 5-6, nu 6-5, nimeni nu are cum să demonstreze că a fost altfel. Și dacă apar discuții și mă întrebați, păi ce facem, habar nu am că nu aveți ce face în situația respectivă. Da? Nu. Serios vorbim, discutați și țineți-vă cu voce tare scorul. În momentul în care completați cartonașul, mare, mare atenție să nu greșiți. Dacă ați greșit, veniți și îmi spuneți. Vedeți că eu aici am corectat. Nu mai corectați pe cartoane. Să pună cui să semneze pe adversar. Eu am pus semnătură pe spate data trecută. Ok, foarte bine, foarte... Știu, nu? Tot de acolo. O completare, vezi că tu ai zis primii 6, primii 3 din fiecare grupă. Nu, nu. 6 cu 6. 6 cu 6, facem două grupe semifinale de câte 6 cu 6. 1, 3, 5 cu 2, 4, 6 intră într-o grupă și intercalați în partea cealaltă. Da? Readuc aminte punctajul. 3 puncte la victorie, 2 puncte pentru egal cu pește, 1 punct pentru egal fără pește, dar și pentru înfrângere cu pește, de care luptați-vă să aveți cel puțin o captură, și 0 puncte la înfrângere fără pește. Da? Dacă aveți îndoieli, întrebați. E foarte puțin probabil să se întâlnească doi oameni care habar n-au chestiunea asta, dar mai bine întrebați. Dacă nu sunteți siguri, întrebați. Da? Ei au un alt sistem de punctaj, nu cumva să greșească din cauza asta. Știi cum dacă e? Ai ceva de zis, e momentul să o faci sau să taci pentru totdeauna. Asta e părerea ta, perfect, n-am nicio problemă. Da. Ce pot să zic? O zi foarte bună astăzi, o zi productivă din punctul meu de vedere, având în vedere și colegul nostru aici, Bănică. Un alternat, un 2 egal, corect? Mergi greu la început. Aprob, e afirmativ? Aprob. Confirm. Da, păstră, vă mănâncă, e destul de apatic, dar... Reușim, cred că reușim. Da, că pune botul. Nu prea pe aici, pe zona asta, cam pe partea. Mai spate e altă treabă, dar
Acum ce să facem? Stăm să luăm toate meciurile, să luăm 0-0 în partea asta? Trebuie să te chinui un pic să faci și ceva producție. Mulțumim! Okay, I got this one.